știu cât de mult se vede, dar da, destul de dezamăgit. Bună, dragii mei, o nouă ieșire astăzi la Niagara, de sâmbătă după masa. Am să mă plimb puțin aici pe strada asta principală, mergem până la cascadă și după aceea ne întoarcem înapoi în zona asta foarte animată, așa că haideți cu mine!
ajuns la cascadă, din păcate ceața este foarte mare, nu se vede nimic. Acolo se vede reflectorul care a trebuit să proiecteze culorile pe cascadă. Nu știu cât de mult se vede, dar destul de dezamăgit. E datorită vremii calde care face să se topească zăpada și să se creeze ceața asta. Ok, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Din păcate, n-am putut să vedem cascada. Ceața asta este foarte groasă datorită faptului că vremea s-a încălzit dintr-o dată, 4 grade astăzi, și zăpada se topește, creează această ceață groasă care face vizibilitatea să fie foarte redusă. Sper că auziți cascada, vuietul se aude frumos, dar din păcate nu se vede prea bine. Sper că v-a plăcut și acest scurt episod. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că ați dat un like și un subscribe și până data viitoare îmi spun, nu uita să-ți iei papucii atunci când călătorești. Numai bine! Gelone out!